Salutare, prieteni! Sunt Florin de la tutorialevideo.info și iată ne-a ajuns la un nou videotutorial în care vom vorbi despre Facebook și cum putem introduce acest site de social media direct în Google Chrome, pentru că sunt sigur că îl accesați foarte, foarte des. Iar acesta vă ocupă un tab întotdeauna în browserul vostru. Ei bine, astăzi îl vom introduce direct în Google Chrome printr-o extensie. Iar pentru asta vom merge pe magazinul Google Chrome, la Chrome Web Store. Puteți căuta pe Google Chrome Extensions, magazin Chrome. Iar la căutări vom scrie QBS Facebook. Observați că ne va aduce către un rezultat, QBS Facebook Application, pe care îl vom adăuga în Chrome. Ne întreabă dacă vrem să adăugăm această aplicație. O vom adăuga și observăm că ne duce către o altă pagină, și anume Facebook for Google Chrome, unde de asemenea putem descărca această aplicație, adică Facebook Desktop Version. O putem descărca gratuit folosind butonul acesta, Download Now for Windows. Și vom putea avea contul de Facebook, pagina de Facebook, chiar și pe desktop, după cum vedeți în această imagine. Da? Și printr-o simplă apăsare de buton, o să vi se deschide pagina de Facebook care arată ceva în genul acesta. Perfect. Haideți să-l descărcăm și noi. Scuze. Vom descărca în desktop. Observați că avem și imagini ajutătoare. Încă o precizare, el s-a instalat aici pentru Google Chrome, iar dacă apăsăm pe el, observăm că ne deschide o fereastră cu Facebook unde ne putem loga. Da, vom accepta termenii și condițiile lor. Iar după ce am făcut acest lucru, avem Facebook-ul într-un tab. Avem Newsfeed, Birthdays and Events, Photos, Inbox, Notifications, Friends, Like și posibilitatea de a-l downloada pentru varianta de desktop. Da? Aici puteți pune un status și puteți da share, puteți naviga prin notificări. La Birthday and Events, la zile de naștere și evenimente, avem calendarul pe luna august cu evenimentele aferente, zile de naștere. Da click pe fiecare zi de naștere și ne va apărea cine își vor sărba ziua de naștere în ziua respectivă. Mai avem fotografii. Da? Priviți ce frumos se afișează fotografiile. Ele vor fi vizualizate așa. Avem butonul de înainte, înapoi. Avem inbox, notifications, prieteni. Prietenii pe care îi puteți vedea foarte ușor aici.
Și cam atât despre această extensie pentru Google Chrome. Vom instala și varianta pentru desktop. În momentul de față, această variantă pentru desktop de la QBS se descarcă, se downloadează. Vom aștepta puțin până download-ul se va termina. Mai sunt puține secunde. Ok, instalarea a fost completă și acum o să rulăm acest mic programel care ne ajută să deschidem Facebook-ul direct de pe desktop. După cum observați, îl avem aici pe bară. Vom da click pe el și ni se va deschide o pagină asemănătoare celei din Google Chrome, unde, bineînțeles, o să ne logăm cel mai probabil cu contul nostru. Iar după acest login vom avea aceeași fereastră ca cea din Google Chrome, a aplicației QBS. Da? Și cam atât. Sper că v-a atras atenția acest video tutorial și că veți folosi această aplicație dacă vi se pare necesară. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sunt Florin de la tutorialevideo.info și ne reauzim în următoarele videotutoriale.